27 martie, ziua reținerilor la Chișinău, colegi ziariști de la DTV, membrii și simpatizanții ai Partidului Liberal, precum și reprezentanții organizației Hyde Park au fost duși cu forța la poliție. S-au pornit la cimitir, dar au ajuns la poliție. 18 membri ai Partidului Liberal au fost reținuți în timpul unei manifestații de comemorare a unirii Basarabiei cu România. Tinerii au fost urcați cu forța mașină și transportați la poliție. Comisarul sectorului centru a declarat că marșul a fost neautorizat. Incidentul s-a produs la o distanță de circa 100 de metri de la cimitirul armenesc, spre care membrii Partidului Liberal se îndreptau pentru a depune flori la mormintele membrilor Sfatului Țării. Având flori în mâini, participanții la marș se deplasau pe trotuar și felicitau trecătorii. Ce știți ce ziua asta? Știu, înțeleg. Ce e azi? Eu uitat. E și ziua teatrului, pe 27 martie, când s-a unit Basarabia cu România. La intersecția străzilor Alexandru Bernardați și Armenească, membrii Partidului Liberal au fost așteptați de 6 mașini pline cu polițiști. Au fost urcați cu forță în auto speciale și duși la comisariatul de poliție din sectorul centru. Eu sunt avocat, sunt președintele partidului, deci trebuie să vorbesc comisarul, să știu de ce suntem aduși aici. Dar nu li s-a oferit nicio explicație. Totuși, membrii PL au ținut să-i felicite și pe polițiști cu ocazia Zilei Unirii. Este Ziua Unirii, Basarabiei cu România. Vreau să vă mânăm popoare și umpleam. Și vă îndemnăm să vă dureți alături de noi. Cât este posibil în aceste condiții? În fața comisariatului, rudele celor reținuți își făceau griji. A fost arestat inclusiv și copilul meu, care are diabet zaharat și am zis să-i transmit insulina și mi-a fost refuzat. Polițiștii spun că marșul era neautorizat, motiv pentru care membrii PL au fost reținuți. Au organizat o măsură neautorizată în străzile municipiului Chișinău. Deci, în momentul când au fost avertizați pentru a înceta acțiunile, lor nu s-au subordonat cerințelor corovătorilor de poliție și au fost aduși în comisariatul de poliție pentru a documenta cazul dat. Membrii PL au fost eliberați după amiază, când s-au prezentat în fața instanței de judecată. Practic, la 5 ore de la reținere am fost duși aici la judecătoria sectorului centru, unde tocmai am fost, ca să spun așa, amendat cu 200 de lei pentru faptul că am dorit să merg să depun flori la mormintele membrilor Sfatului Țării. Organismele internaționale cunosc îndeaproape ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și cred că au o posibilitate în plus să atenționeze guvernarea asupra modului în care sunt gestionate lucrurile în interior. Prin comunicatul pe care l-am difuzat astăzi, practic am și cerut acest lucru. Reprezentanții Partidului Liberal au declarat că în următoarele 15 zile vor contesta sentința în Curtea de Apel. Echipa ProTV Chișinău a fost reținută astăzi în timp ce filmau manifestații în centrul capitalei. Reporterul și operatorul ProTV au fost urcați cu forța într-o mașină a poliției și duși la comisariatul de poliție centru, unde au fost ținuți 30 de minute. Considerăm că aceasta este un act de intimidare a postului nostru de televiziune, care încearcă să-și facă în mod liber și corect meseria. Solicităm Ministerului Afacerilor Interne să-și ceară oficial scuze pentru acest incident și cerem ca ofițerii care au comis acest abuz să fie sancționați. S-a văzut că au o cameră de filmat, însă microfonul ProTV nu s-a văzut. De asemenea, nu au fost prezentate actele respective, că ei reprezintă compania ProTV. Noi le-am spus că suntem de la ProTV Chișinău și că filmăm evenimentul și ne-au luat camera, ne-au urcat într-o mașină, ne-au târât până la mașină. Reporterul și cameramanul ProTV Chișinău au fost reținuți împreună cu demonstranții și duși la comisariatul de poliție al sectorului centru. Filmam marșul de comemorare organizat de către membrii Partidului Liberal. La un moment dat am văzut că sunt luați de poliție și urcați într-o mașină. Am încercat să obținem aceste imagini, am început a alerga spre ei. Eram la vreo 50 de metri când polițistul a încercat să ne acopere camera. Ne-a spus să stingem camera.
Noi le-am spus că suntem de la Pro TV Chișinău și că filmăm evenimentul. Ne-au luat camera, ne-au urcat într-o mașină, ne-au târât până la mașină. V-ați prezentat? Noi le-am spus că suntem de la Pro TV Chișinău și eu și operatorul. Ei au spus că n-are nicio treabă, să stingem camera și nu avem voie să dăm nici telefoane, nici nimic. Noi le-am spus, domnilor, că suntem de la Pro TV, ne îndeplinim meserier. Ceea ce n-a fost luat în seamă. După care a fost luat la comisariat. Reporterul și cameramanul Pro TV Chișinău au fost reținuți împreună cu demonstranții și duși la comisariatul de poliție al sectorului centru. Le-am cerut și eu să se prezinte, mi-au spus că nu se prezintă, o să aflați unde vă duce, mi-am întrebat unde ne duceți, o să vedeți și tot așa până la comisariat, niciun răspuns concret. Ne-au ținut la comisariat jumătate de oră, ne-au cerut caseta, cel puțin să o vadă dacă nu să o lăsăm. L-am refuzat, am spus că n-au decât să contacteze avocatul nostru care să vadă dacă au drept sau nu să ne iei. Au insistat, ne-au spus că vor totuși să o vadă, până la urmă nu le-am dat-o. Deși colegii noștri s-au aflat în comisariatul de poliție timp de o jumătate de oră, polițiștii au declarat că nu știu nimic despre reținerea lor. Eu vă rog foarte frumos, o să vă invit puțin mai târziu. Mai târziu o să ne veniți în coașă. O să fiți invitați. Mai târziu. Și vă rog, în cazul că nu o să fie o să fiți invitați. Da, echipa noastră se află reținut la dumneavoastră. Nu mă pot cu mine. Păi uitați-vă acolo, cum așa, stau oamenii reținuți și dumneavoastră nu știți? Care este motivul reținerii? Eu până la moment nu sunt inițiat că ei sunt reținuți. Dacă sunt reținuți, ne clarificăm și vă dăm răspuns. Dar puteți să verificați? Da, desigur. Într-un final, reporterul și operatorul Pro TV Chișinău au fost eliberați. Motivul invocat de către comisarul sectorului centru, Dumitru Rusu, este că echipa noastră a fost reținută din greșeală, în îmbulțeala care s-a creat. Circa 18 tineri au organizat o măsură neautorizată în străzile municipiului Chișinău. Și au fost aduși în comisariatul de poliție pentru a documenta cazul dat. Printre persoanele respective, deci ulterior s-a stabilit că sunt și lucrătorii de la Pro TV. După verificarea actelor, că într-adevăr sunt reporteri de la Pro TV, deci au fost eliberați. Nu au fost prezentate actele respective, că ei reprezintă compania Pro TV. Da, s-a cerut acolo la fața locului un act, pentru că atâta timp cât persoana poate fi identificată pe loc, ea nu trebuie adusă la poliție. În momentul când au fost reținuți, dumnealor erau între persoanele respective, deci nu era posibilitatea de a determina cine sunt dumnealor. Polițistul a cerut ca ei să prezinte și nu s-au prezentat? Polițistul n-a cerut să se prezinte, deoarece n-a fost necesitate pentru a cere. În mulțimea respectivă, deci era și o persoană cu camera de luat vedere. La viziunea noastră ne-am gândit că acesta este, de asemenea, organizator al mitingului neautorizat. Este evident însă că reținerea colegilor noștri a fost un act intenționat, întrucât reporterul Maia Andrușca avea microfonul Pro TV în mână, iar operatorul avea camera pe umăr. Ba mai mult, din imaginile filmate se vede clar că echipa noastră se aflau la o distanță de mai bine de 50 de metri de locul în care protestatarii erau urcați cu forța mașina poliției. Solicităm Ministerului Afacerilor Interne să-și ceară oficial scuze pentru acest incident și cerem ca ofițerii care au comis acest abuz să fie sancționați. Și echipa postului de televiziune DTV a fost reținută în timp ce încerca să filmeze la comisariatul sectorului centru. Un polițist înarmat le-a luat ziariștilor caseta și a șters imaginile. Noi am mers în curte, după care am vrut să filmăm informația despre chirtoacă, ce s-a întâmplat. Poarta era larg deschisă, nimeni nu m-a împiedicat să intru. Am luat camera și am început să filmez fereastra, cu Dorin. Mai mult nimic. Filmând așa, la un moment dat vine un polițist înarmat, bruschează operatorul, îl dea într-o parte și zice opriți-vă. Au vrut ei să ne ia camera, după care au spus să le dăm casetele cu informația care se află pe... fără să se prezinte, niciunul nu s-a prezentat. Forțat, mi-a sustras caseta, mi-a rupt-o din mâini, mi-a șters-o definitiv, mi-a restituit-o. Comisarul sectorului centru are o altă versiune. Nu s-a luat la nimeni nicio casetă, deci noi am făcut comentarii deja la toate mass media care au vrut să iei. Domnișoara spune că i-a stat caseta și i-a șters-o. Domnul comisar, o clipă, ne spune fata că a luat caseta. Nu vă rămâne decât să discutați cu domnișoara. În curte se afla și o echipă a postului de televiziune TV7, care la fel a fost bruscată de polițiști. Ieșiți de aici. De ce? Tot nu spune. Trăiască unirea! Unire! 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 Unire!
vă vedeți să mă fiți. Ce-i cu chestia asta? Vă vedeți-o. E mâine, nu pune mâine. Stai, stai, stai. De ce puneți mâna pe cameră? Dar ce vă filmează? Ce-ți vă vedeți?